Evrei, capitolul 8, versetul 1 spune în felul următor. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, slăvit să fie El, marele nostru preot. Și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră câteva gânduri binecuvântate despre marele preot prezent la cină. Marele preot prezent la cină. Este sărbătoarea lui, este o sărbătoare specială și noi, în cadrul acestei sărbători, suntem așteptați, suntem chemați să ne apropiem de marele nostru preot. Cum ne apropiem noi de marele nostru preot? Asta e problema noastră și noi trebuie să o rezolvăm. Ce a făcut El pentru noi? Deja s-a derulat în istorie și știm din Scriptură ceea ce a făcut Domnul nostru scump pentru fiecare dintre noi. Dar haideți să rămânem în acest cuvânt și să vedem, fraților și surori, câteva lucruri. Odată, esența Scripturilor este marele nostru preot. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem, nu ceva, avem pe cineva. Și acesta este Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Și El este în mijlocul bisericii. Biserica n-ar exista fără Domnul Iisus Hristos. Biblia nu s-ar împlini fără Hristos. În El se împlinesc toate profețiile Vechiului Testament. El este împlinirea tuturor vestirilor date mai dinainte de Dumnezeu. Și uitați-vă la marele nostru preot. El este prezent prin Duhul Sfânt în dimineața aceasta în mijlocul nostru. Lăudat să fie numele Lui. Al doilea lucru. Pe lângă că El este esența Scripturilor, El este și bogăția bisericii, bogăția bisericii. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem, El este bogăția noastră, nu banii, nu casele, nu mașinile, nu alte lucruri. Iisus Hristos, El este bogăția noastră. În El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei lui Dumnezeu, fraților. Și cine l-are pe El, are toate comorile posibile, pentru că îl are pe Împăratul împăraților și Domnul domnilor, care e cel mai bogat din univers, lăudat să fie numele Lui. Un împărat s-a căsătorit, a luat o fată din popor și la un moment dat sfatul bătrânilor, a înțelepților, a decis ceva. Și l-au chemat pe împărat și l-au lămurit și i-au spus că fata cu care el s-a căsătorit nu este de origine nobilă și ar trebui să-și caute o prințesă și pe soția lui să o repudieze, să o excludă, să o trimită acasă la tatăl ei. Fata asta locuia înainte de căsătorie cu tatăl ei într-o căsuță mică lângă o pădure și împăratul, atunci când s-a dus la vânătoare, a întâlnit-o, a plăcut-o și s-a căsătorit cu ea. Până la urmă, sfatul înțelepților și a bătrânilor l-a convins pe împărat să facă gestul acesta și cu părere de rău s-a dus la soția lui și i-a spus în felul următor: astăzi, tu va trebui să părăsești palatul împărătesc, îți dau voie să mai rămâi până la ora 12, dar înainte de ora 12 tu trebuie să pleci. Și îți dau voie să-ți iei din palatul meu ce vrei tu, cât poți duce tu cu tine, îți dau voie să iei. E foarte ok, ia-ți ce vrei tu din palatul meu. Împărăteasa, care mai era împărăteasă pentru câteva ore, l-a luat de mână și a zis: vreau să ne mai plimbăm, să povestim. L-a dus din sală în sală, i-a arătat una, i-a arătat alta și până la urmă lui i s-a făcut foame.
Și au zis, hai să mergem să mâncăm. S-au dus și au mâncat, au servit ceva. La un moment, da, după ce au tot stat, au servit, au discutat, împăratul a zis, mi-cam somn. S-a dus și s-a culcat. Zice, tu, ți-am zis ce ai de făcut, s-a terminat. Și el s-a culcat și a dormit. Ea avea o hârtiuță și pe hârtie împăratul i-a semnat, a zis, ceea ce poate să ducă ea în brațele ei, poate să ia. Și avea hârtia. Și l-a luat tocmai pe împărat în spinare. Pe el l-a luat. Și s-a dus la porțile palatului, gărzile, ce faci? Unde îl duci pe împărat? Păi, te zice, am hârtia semnată de el, ce pot să duc cu mine, eu pe el îl pot duce. Și să trezești împăratul dimineața, nu? Într-o căsuță din pădure, ciripeau păsările pe acolo, ciripeau acolo din numai păsările. Unde sunt aici, domnule? Ce s-a întâmplat? De ce nu sunt palatul meu? Și vine ea și îi spune așa, ești la mine acasă, am decret imperial să iau ceea ce pot să duc. Eu sunt o fată vânjoasă, puternică, de munte. Eu am putut să te iau pe tine, să te duc la mine acasă. Am împlinit exact, 100% ceea ce mi-ai cerut. Cel mai scump mărgăritar din palatul tău nu era în trezorerie, erai tu și am vrut să te iau cu mine. Împăratul s-a bucurat așa de tare încât a zis, de azi înainte, tu vei fi prințesa și împărăteasa mea, nu alta, rămâi în continuare împărăteasa mea. Fraților, surorilor, așa trebuie să facem noi, să luăm pe Hristos cu noi peste tot. El vrea să vină cu noi. El este bogăția bisericii, este bogăția familiei, El este bogăție peste tot. Hristos e bogăția cerului și a pământului, lăudat să fie numele Lui. Punctul cel mai însemnat, primul lucru spuneam, El este esența Scripturilor. Al doilea lucru, El este bogăția bisericii. Au fost oameni care au spus, n-am pe nimeni să mă bage în scăldătoare, nu, ne rugăm pentru cauze. Și aceste cauze sunt strigăte către cer, Doamne, n-am pe nimeni, Doamne, numai pe Tine Te am, Te rog ajută-mă. Toate bilețelele astea, strigă-te către cer, că noi vrem ca Domnul Iisus Hristos să ne ajute. De ce? El este bogăția bisericii, El este bogăția noastră, El este Cel care rezolvă probleme, El este Cel care vindecă bolile și astăzi. Credem că Iisus mai vindecă și astăzi? Lăudat să fie El! Dar înainte de vindecare, fraților și surori, înainte să ne dea ce are în mâna Lui, nu? El vrea să ne dea ce are în inima Lui, vrea să ne dea iertare. Este o pictură în tradiția europeană, m-a marcat pictura aceasta. Hristosul înviat se întâlnește în odaia de sus cu cei 11 și printre ei este și Toma. Și Domnul Hristos îl cheamă pe Toma și spune, adă degetul și pune-l în coasta mea. Și știți cum pictorul, inspirat cred că de cuvântul Scripturii, știți cum l-a desenat și cum l-a imortalizat pe Toma. Degetul lui Toma, uite așa este, ca o suliță. Și merge exact în coasta lui Hristos, acolo unde este inima. Și cu alte cuvinte, Hristos ne transmite nouă peste vremuri că necredința noastră e ca și sulița lui Toma, că sulița romană i-a străpuns inima lui Hristos pe cruce și după aceea Hristos a înviat din morți, dar sulița necredinței îl străpunge pe Hristos în slavă la Dumnezeu. Fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Că cine se apropie și dacă vrem să ne apropiem de El, trebuie să credem că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută. Credem că există Dumnezeu? Dar credem că Dumnezeu mai iartă? Credem că Dumnezeu mai vindecă? Credem că Dumnezeu mai eliberează? Lăudat să fie numele Lui Dumnezeu! El este esența Scripturii, El este bogăția bisericii. El este identitatea bisericii, punctul cel mai însemnat al celor spuse.
este că avem un mare preot, un mare preot. El este identitatea noastră înaintea lui Dumnezeu. Noi trebuia să murim, fraților. Și în locul nostru a murit Hristos. Și când merge diavolul, părâșul nostru, și începe să ne părască înaintea lui Dumnezeu, Hristos, Domnul, spune, El este ascuns în jertfa mea, este ascuns în inima mea. Pentru El eu am murit, pentru El eu plătesc, pentru El eu vreau să acopăr tot, toate păcatele. Mi-a plăcut mult în Deva, era un caz, un om n-a vrut să se pocăiască multă vreme, s-au pocăit prietenii. Și la un moment dat, într-o noapte, omul acesta are un vis și în visul lui îl ia un înger și îl duce într-un depozit. Erau acolo rafturi, erau dosare și îngerul începe să ia dosare, să le pună pe o masă și el se uita. Pe dosar scria numele lui prietenul cu tare, acela s-a pocăit. Și era o pată de sânge pe dosar. Și-a luat îngerul alt dosar și îl pune pe masă și vede alt nume și are o pată de sânge pe dosar. Și altul, și altul, și altul. Și la un moment dat vede un dosar și o pată mare, mare de sânge pe dosarul acela. S-a speriat. Și-a zis către înger, te rog frumos să-mi spui ce păcat i-a făcut omul ăsta, i-a trebuit atâta sânge pentru viața lui, că eu l-am știut om bun, ca și pe ceilalți. Și îngerul s-a uitat la el și i-a zis, vrei să știi răspunsul lui Dumnezeu? Da, vreau, sunt foarte curios. A spus Dumnezeu că nu-și mai amintește nimic, auziți? Poți să faci 100 de crime, Domnul Hristos pune sânge și nu-și mai amintește nimic. Ești imaculat ca un copil înaintea lui Dumnezeu, ca și cum n-ai fi făcut nimic, pentru că sângele lui Hristos are putere, fraților. Slăvit să fie Domnul! Domnul nu-și mai amintește nimic de noi, de trecutul nostru, de păcatele noastre și El vrea în dimineața aceasta să dăruiască bisericii eliberare prin iertare, fraților. Că trebuie să stăm cu El la masă și apoi vrea să dăruiască și biruință prin vindecare și Doamne ajută-ne la aceasta. Punctul cel mai însemnat al celor spuse este că avem un mare preot. El este esența Scripturii, cel mai însemnat este El. El este bogăția bisericii, avem, spune cuvântul, El este identitatea ta și identitatea mea, avem un mare preot și El, fraților și surori, face slujbă pentru noi, pentru biserică. Uitați-vă ce spune aici, s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi din ceruri și a venit ca slujitor al locului preasfânt, slăvit să fie numele Lui, numele Lui Hristos. Fraților și surori, lucrarea Marelui Preot este o lucrare foarte mare. Ce înseamnă, conform cărții evreilor, un mare preot? Un mare preot este un reprezentant al lui Dumnezeu, ne spune capitolul 5, reprezentantul lui Dumnezeu printre oameni, luat dintre oameni, un om luat ca să aducă jertfe pentru oameni și un om care trebuia să fie sfânt și fără pată înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă în capitolul 5 cu 1. Orice mare preot luat din mijlocul oamenilor și pentru oameni era pus în lucrurile privitoare la Dumnezeu ca să aducă daruri și jertfe pentru păcate. Un mare preot cu litere mici poate fi îngăduitor cu cei neștiutori și rătăciți, fiindcă și el este cuprins de slăbiciune. Dar nimeni nu-și ia cinstea aceasta singur, ci o ia dacă este chemat de Dumnezeu, cum a fost Aron. Tot așa și Hristos nu și-a luat singur slava de a fi mare preot, ci o are de la Cel ce i-a zis, tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Fraților și surorilor, avem un mare preot la dreapta măririi în ceruri. Rolul preotului era și este de mediator. Domnul Hristos stă între noi și Dumnezeu, El este mediator, El mediază între noi și Dumnezeu prin ispășire, prin jertfă și prin mijlocire. În Sfânta Sfintelor există un miel junghiat, l-a văzut Ioan în Apocalipsa. El este jertfa pentru păcatele mele, pentru păcatele tale.
Dar acolo, în Sfânta Sfintelor, înaintea lui Dumnezeu, există și un mijlocitor, există un avocat. Te duci undeva să te judeci cu cineva și vine avocatul. Și avocatul, dacă îi dibaci, te scapă. Pe vremea comuniștilor, în zona noastră a fost un frate mai neînțelept care a scris o scrisoare și ne-a scris că îl roagă pe Ceaușescu să schimbe tipul de regim, că scria el acolo, comunismul este o ciumă. Auziți ce a scris? Pe timpul comunismului. Comunismul este o ciumă. Și a ajuns scrisoarea asta la Ceaușescu, s-a tulburat toți pe acolo. Au văzut-o, de unde era ștampila, de la Câmpia Turzii. S-au dus la poștă, la Câmpia Turzii, să vadă cine a fost de serviciu atunci, să identifice, să vadă, că ăsta nu s-a semnat, nu? Și-au trebuit pe toți cei care erau la industria sârmei, erau atunci probabil undeva către 1000 de oameni, la toți le-au făcut probe grafologice, i-au pus să scrie ceva, ei habar n-aveau, ceva declarație și comparau și l-au prins, l-au găsit, era un frate din biserică. Greu i-a fost. Voiau să-l închidă, să-l ducă la închisoare. Și s-a făcut un proces. Și la proces, și-a fost o prorocie, mergi liniștit că eu sunt cu tine. Domnul spune în Biblie că câteodată se îndură de noi. Și omul s-a dus acolo, tremura tot, că urma să-l închidă. Și a venit un avocat foarte isteț, foarte dibaci. Și au zis, mă, oameni buni, mă, uitați-vă, și-a făcut omul, că avocatul l-a sfătuit înainte, și-a făcut acte, mă, ăsta nu-i cu toate aici, mă, e un pic nebun, mă, ce vă luați după el? Și l-a scăpat avocatul și-a venit bucuros acasă, zice, slăvit să fie Domnul că m-a scăpat. Socrul lui Simionuc a fost plecat în țară undeva prin Moldova, vestea Evanghelia prin gări, era cu casetofon, vă dați seama, lucrări, casete cu prorociile, asculta omul, n-avea nicio treabă. Și l-au prins comuniștii și au zis, noi și ăsta îi facem dosar. Dar n-avea un motiv clar, i-au confiscat Biblia, caietul de cântări, casetofonul, casete, tot. Dar trebuia să-i găsească ceva, ceva. Și au luat un ziar, era deja la postul de miliție și-a luat un ziar și îl pune în față la botează, la bătrân, la socrul lui Simionuc. Băi, bătrâne, zice, cine e aici pe prima pagină a ziarului Scânteia? Să uită el, își ia ochelarii, să uită. Zice, pare că e fratele Bocheanu. Era Ceaușescu, vă dați seama, nu era niciun Bocheanu acolo. Ei, zice, tu ești nebun, omule, afară, afară, s-a enervat pe el, afară, și l-a trimis afară și a venit acasă bucuros. Copiii l-au întrebat, mă, tată, dar tu n-ai știut că ăla-i Ceaușescu? Zice, ba, am știut, dar așa ni s-o dat. Așa ni s-o dat. O scăpat. Că ăștia l-au scos că e nebun, nu? Dar altfel, închisoarea. Fraților, astea sunt exemple palide de pe pământ, cum au reușit unii să scape propria lor viață. Dar avem la dreapta scaunului de mărire în ceruri pe cineva care n-a murit pentru el, a murit pentru noi. Care n-a murit pentru o viață, ci a murit pentru toată lumea, pentru tot timpul, de la Adam și până la ultima trâmbiță din Apocalipsa. El a acoperit cu jertfa lui toată lumea aceasta, fraților. El n-a murit numai pentru un păcat, n-a murit pentru 100, a murit pentru păcatele întregii lumi. Toată lumea, și dacă ar mai fi 10 lumi pe lângă ea, ar putea să fie mântuită, pentru că sângele lui Iisus are putere, lăudat să fie Domnul. Sângele lui are putere să te spele și pe tine. Are putere să-ți înnoiască ființa și ție. De ce? El stă la dreapta Tatălui. El stă și-și arată rănile, și-arată jertfa și sângele și spune, Doamne, mai iartă-l și în anul acesta, mai iartă-l și în ziua aceasta, mai atinge-te de el și astăzi și, Doamne, atinge-te de fiecare dintre noi. Au fost de-a lungul timpului diverse teorii ciudate. Au fost unii care au zis că Domnul Hristos pe cruce a plătit tribut diavolului. Dar cine-i diavolul, măi, să meargă Domnul și să-i plătească ceva diavolului? Diavolul e un hoț. Dumnezeu l-a trimis pe om în grădina Edenului și a venit diavolul și a furat de la Dumnezeu pământul.
și să mă duc eu să-i plătesc unui hoț, cu ce e dator Dumnezeu unui hoț? Absolut cu nimica. Asta nu e o teorie bună, nu e biblică. Au fost alții care au venit și au zis, Hristos Domnul a murit pe cruce ca să-i plătească lui Dumnezeu, onoare lui Dumnezeu care era rănită, onoarea lui Dumnezeu. Nici asta nu ține, să știți, nu. Au fost unii care au venit și au zis, nu, Hristos Domnul a murit pe cruce, nu pentru păcatele noastre, ci ca să ne arate cât e păcatul de rău. Nu e adevărat, fals, și aici e un fals mare. Au fost alții care au spus că trupul lui Hristos era păcătos și a trebuit purificat. Fals, atâta de rău gândesc unii oameni, ar trebui să gândească biblic. Fraților și surorilor, esența este următoare, esența crucificării, esența jertfei lui Hristos. Omul avea o legătură cu Dumnezeu și legătura aceasta a fost întreruptă de păcat. Hristos Domnul a venit să moară în locul meu și pentru mine, ca să mă împace din nou cu Dumnezeu. Asta e esența Scripturii, e simplu. Și în ziua aceasta, iarăși practic, noi vom face imediat o rugăciune pentru cauze. Dar fraților și surori, noi facem rugăciunea pentru cauze în numele lui Iisus. Asta înseamnă bazându-ne pe caracterul lui, pe jertfa lui, pe sângele lui, pe ființa lui, pe mijlocirea lui la dreapta Tatălui. Slăvit să fie numele lui. Numele lui are putere, să știți, are putere. Era un misionar plecat undeva și a venit cineva cu un demonizat și misionarul nu era acasă. Era plecat cu familia în Africa, dar s-a dus în altă parte. Acasă era numai copilul lui. Și când au venit cu demonizatul acolo, așa de milă i s-a făcut la copil, și nu era un copil, mai era un copil mai mic, așa. Și-a zis, tata nu e acasă, dar eu o să fac aici ce-a făcut tata, ce am văzut pe tata că făcea în alte cazuri. S-a dus și și-a pus mâna pe demonizat și-a zis, în numele lui Iisus să ieși afară. Și-a ieșit diavolul afară din omul acela. La cuvântul lui copil? Da! Pentru că era prezentă puterea lui Dumnezeu, puterea numelui lui Hristos, fraților, alungă demonii. Și atunci când în biserică se coboară prezența lui Dumnezeu, spunea fratele Lazar din Borhanci, acum poate să vă predice și un copil că e Domnul aici. Și credem lucrul acesta, că Dumnezeu și pentru un copil poate să predice atunci când e prezent aici. Și el poate să lucreze, fraților, de la distanță. Credeți că poate lucra de la distanță? Eram copil și mămica era grav, grav, grav bolnavă. Vreau să ne și rugăm. Mămica era grav bolnavă și ne spunea nouă, rugați-vă pentru mine că eu s-ar putea să mor. Până voi veniți de la biserică, eu pot să mor. Nu se putea da jos din pat. Era extraordinar de rău, foarte rău era. Nici măcar un pahar de apă să-și ducă la pat. Și noi ne-am dus cu inimile îndoite, așa, la biserică. Era duminică dimineața și la un moment dat s-a coborât în biserică prezența lui Dumnezeu. Și a fost dată o prorocie prin Duhul Sfânt și spunea Domnul așa, cei care vă aflați aici, dacă credeți că în momentul acesta mă ating la distanță de cei dragi ai voștri sau de cauzele voastre, eu voi lucra, zice Domnul. Și în momentul acela tăticul ce era în biserică a strigat, Doamne, cred că te atingi de soția mea. Atât a fost rugăciunea. Și a mers acasă, era ora 12:30, 1. Și când intrăm în curte, lumina era acolo. Era mămica la bucătărie, căldură în casă, mâncare, mirosea altă dată când mergeam duminica acasă, nu mai mirosea a mâncare, era rece casa, nu putea să se coboare din pat. În bucătărie cineva cânta și lăuda pe Dumnezeu. Și când ne-am apropiat de ea, am întrebat-o ce s-a întâmplat. Zice, la ora cu tare, în minutul cu tare, ca un curent electric a intrat din creștet până în talpă. Am sărit din pat și-s vindecată numele Domnului. Și era exact ora și minutul în care noi ne-am rugat în biserică și în care Duhul Sfânt a zis, dacă voi credeți, eu lucrez la distanță. Credeți că lucrează Domnul și la distanță? Doamne, cercetează cauzele.
Doamne, binecuvintează cauzele. Doamne, în primul rând, apropie-te de noi, fraților. De multe ori ne căutăm credința și nu o găsim. Știți de ce? Pentru că credința întotdeauna este legată de marele nostru preot, de iertarea lui. Avem îndrăzneală la Dumnezeu dacă ne simțim iertați și în prezența lui Hristos. Atunci când Hristos se coboară în adunare, atunci când îl simți că e lângă tine, atunci când simți că poți să-i spui cuiva dorințele și durerile tale și când începi să plângi înaintea Domnului, atunci Hristos e lângă tine, îți dă și credință, îți dă și vindecare, îți dă și eliberare, îți dă și rezolvare, pentru că El este prezent acolo. Credință nu există fără Hristos. Mă tot uit, vai, vai, n-am credință, Doamne, mai dăm credință, vai, n-am credință, Doamne, mai dăm. Nu asta e credința. Credința e să vină Dumnezeu lângă tine, să-L simți lângă tine, să-L simți înăuntrul tău și să strigi, Doamne, rezolvă-mi problema, că acum ești aici. Și când e acolo, nu-L mai lăsa să plece, roagă-te până îl simți că e lângă tine și nu-l mai lăsa. Doamne, acum nu te mai las. Rezolvăm asta, 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 asta și o să vezi cum le rezolvă Dumnezeu. Doamne, cercetează-ne pe toți. Amin, amin.